Un bărbat în vârstă de 47 de ani din Balj, județul Olt, a fost reținut luni de către polițiștii dolgeni, fiind acuzat că a tâlhărit un bătrân din Craiova. Fapta, însă, atenție, a fost comisă în decembrie anul trecut, dar suspectul a părăsit între timp țara. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Sadoveanu, la data de 21 decembrie anul trecut, polițiștii craioveni au fost sesizați de o femeie de 43 de ani din Craiova cu privire la faptul că tatăl său de 73 de ani din localitate a plecat de la domiciliul său în dimineața zilei respective și nu a mai revenit până în prezent. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că în timp ce se afla în piața centrală din Craiova, bătrânul ar fi fost abordat de un bărbat care s-a oferit să-l conducă la domiciliul său, iar după ce acesta a acceptat, l-ar fi plimbat mai multe ore cu autoturismul proprietate personală, după care i-ar fi solicitat o sumă de bani. Ulterior, bărbatul ar fi oprit autoturismul pe un câmp de pe raza comunei Almăj, unde i-ar fi solicitat suma de 100 de lei bătrânului, care inițial a refuzat, însă prin constrângere fizică ar fi acceptat să-i dea bărbatului suma de 150 de lei.